Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, bine ne-am regăsit, sunt Aura Stoienescu. Iar la emisiunea Ordinea de zi dezbatem din nou o problemă care doare pe mulți dintre români și dintre gorjeni și dintre olteni, problemele fondului funciar. Iar invitata mea în această seară este doamna Camelia Stanciu, avocat. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Am zis că e una dintre cele mai des întâlnite spețe la instanțe și are 1.000.000 de fețe. Asta e motivul pentru care vreau să insistăm pe subiectul ăsta în seara asta, să-l dezbatem pe cât posibil pe toate fețele, deși nu știu dacă vom reuși, și chiar să prezentăm așa spețe fără nume ca exemple pentru cei care pot avea surprize fără să cunoască legea și să știe ce așteaptă. Chiar și cei care poate nu au probleme de genul nu pot să-mi iau pământul înapoi, apar probleme între părți foarte ciudate. Și ca un început, am întâlnit un caz acum câțiva ani, nu mai știu să zic 7-8 ani, să aflu și să mă documentez pe denumirea de superficie, de exemplu, pe care nu auzisem, nu știam și nu habar n-aveam ce presupune, ce riscuri și ce avantaje are. De asta zic, e bine să le spunem oamenilor multe dintre lucrurile pe care nu le știu. Bine, superficia nu face parte din zona fondului funciar în sensul și a proprietății. Exact. Dar putem extinde de subiectul și spre... Da. Nu numai spre retrocedări, ci și spre problemele proprietății în general. În sine, da. Că numai că pe... să devii proprietar, trebuie mai întâi să-ți fie retrocedat bunul pe care tu l-ai solicitat cu o cerere în anul 1991, când a apărut legea 18. Și dacă ai avut noroc, s-a întâmplat să ai deja titlul de proprietate pe terenurile respective. Dacă nu, sunt foarte multe persoane care încă nu au primit acest titlu și mai mult decât atât, nici măcar actele premergătoare eliberării titlului de proprietate nu au fost emise. Este păcat că din anul 1991 și până în prezent nu s-a făcut decât, după părerea mea, să-mi fie iertată, totul pe dos. În sensul că mai întâi au fost retrocedate terenurile și apoi s-a trecut la măsurătoarea lor. Așa încât acum vreo 3 ani, în anul 2013, a fost când s-a constatat că terenurile pentru care s-au emis titluri sau au fost validate hotărârile ale comisiilor județene, însumate, depășeau teritoriul României, exact, al Ungariei, al Republicii Moldova și Ucrainei la un loc, și atunci s-a hotărât să se dea o lege, 165/2013, o lege care să ducă la finalizarea acestui proces de retrocedare, în sensul de a fi inventariate toate suprafețele de teren, toate cererile pentru eliberarea titlului de proprietate, așa să se măsoare, ceea ce spuneam, să se facă planuri cadastrale, parcelare, așa încât să ne putem încadra doar pe teritoriul țării noastre și nu să ieșim din... Așa, asta fiind spuse, s-a constatat că s-au dat pur și simplu terenuri, unele peste altele, adică mai multe titluri pe aceeași suprafață, sau fiecare s-a dus, a cerut și a primit, fără ca vecinul să știe că de fapt poate revendica sau cerea bucata lui de teren, deci fiind un terț față de procesul în care persoana se judeca. Și așa s-a ajuns la un asemenea haos în acest domeniu. Eu îmi pregătisem ca să
aduc la cunoștința telespectatorilor că sunt anumite erori care au fost trecurate la emiterea fie a titlurilor de proprietate, fie a actelor premergătoare, adică adeverință de proprietate sau proces verbal de punere în posesie, erori materiale, deci greșeli în completare, greșeli care privesc numele, care privesc, eu știu, suprafața, dar fără să fie de esență, adică fără să schimbe suprafața în sine pe care titularul cererii a solicitat-o, fără să schimbe vecinătățile, deci doar eroare materială, adică o neconcordanță între cererea pe care a făcut-o omul și titlul eliberat între procesul verbal și adeverință. Ei, aceste erori pot fi, printr-un ordin 700 per 2014, pot fi reparate direct la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, adică nu mai este nevoie să promovați o acțiune în instanță, cum se întâmpla până acum. Haideți să precizăm regia acest lucru pe burtiera emisiunii. Deci, erorile materiale pot fi îndreptate Din titluri de proprietate, din titlurile de proprietate. deci pot fi îndreptate direct cu o cerere adresată comisiei locale, care este înaintată la oficiul de cadastru de către comisia Numai un pic locală. să noteze colegii. Deci, pot fi îndreptate direct de către oficiul de cadastru printr-o cerere Depusă la depusă comisia la comisia locală. locală. Și Deci nu aceasta se și mai merge la instanță. nu se Asta mai e un lucru merge bun. pentru asta la instanță. Scutim timp, scutim bani, scutim. Da, clar. Apoi, există și alte erori, în sensul că au fost făcute și în actele premergătoare asemenea erori, și în titlu. Acestea sunt erori care se rezolvă pe două căi. Prima prin Oficiul de Publicitate și Cadastru, dar este o procedură greoaie, deci atunci când greșeala nu este doar materială, s-a greșit ceva care schimbă o Proprietatea. vecinătate, da, o vecinătate poate, sau suprafața poate, ceva care nu este în concordanță cu realitatea. Ei, astea se modifică, deci fie la oficiul de cadastru, dar printr-o procedură anevoioasă, fie alternativ la instanță. Deci pentru acestea se pot face acțiuni încă în instanță. Și mai există un gen de greșeală care privește suprafețe mai mari sau mai mici decât cele reale și atunci numai instanța le rezolvă. Pentru acestea trebuie promovate acțiuni. Dar pentru că am văzut foarte multe persoane nu cunosc acest aspect, am zis că este bine să afle, pentru că Clar. este relativ, ordinul 700 pe 2014 este relativ nou, ca să zic așa, că întotdeauna intră mai greu în practica noastră o dispoziție a legii nouă și pentru că am văzut că încă se promovează acțiuni și nu și-au rostul. Deci este bine că atunci când aveți o greșeală pe titlu, să mergeți să formulați o cerere, să comisia locală o va rezolva și vă face modificarea în titlul de proprietate și o primiți. Deci Da, asta ar fi dar un... chiar un lucru important pentru oameni și o Da, ușurare a. o ușurare. Acum, legea dată în 2013 a întrerupt, într-un fel, eliberarea pe cale administrativă a titlurilor de proprietate. Adică, nu că aceste comisii locale le-ar fi dat așa în grabă titlurile, că foarte, foarte anevoioasă este această retrocedare. Dar le-a fost interzis să mai dea până când nu fac o inventariere a tuturor terenurilor, conform cererilor, acolo unde nu s-a mai putut face retrocedarea în natură, adică și pe vechiul amplasament, normal trebuie să fie despăgubită persoana care nu mai găsește sau să primească pe un alt amplasament. Chiar islazurile comunale au devenit
subiect al retrocedărilor în situația în care, din rezerva fiecarei comisii locale, nu mai există ca să fie dată la schimb. În această perioadă, care pentru județul Gorj, am înțeles că în județul Gorj a început de la 1 iulie din nou retrocedarea și emiterea titlurilor pe calea administrativă. Foarte multe alte județe am văzut că au cerut o amânare până în decembrie, până în ianuarie anul viitor. Adică, pe măsură ce își termină treaba aceasta de a măsura totul, de a își face o inventariere ca să putem să rămânem totuși în România, în ceea ce privește în toată această perioadă pe cale judecătorească s-au promovat acțiuni și s-au pronunțat hotărâri prin care s-a obligat această comisie să elibereze titluri de proprietate. Deci, administrativ a fost interzis, pe cale judecătorească s-au mai întâmplat retrocedări de genul ăsta. Da, de multe ori ne trezim cu decizii ale instanțelor sau hotărâri ale instanțelor care nu prea seamănă cu ce se află în teren, dar trebuie aplicate, adică comisia nu mai trebuie să comenteze, de altfel omul a ajuns acolo nemulțumit din anumite motive. Da, dar știți, în general, instanțele dau soluțiile pe ceea ce se găsește în dosar, pe ce spun părțile, pe ce spune expertul. Deci nu e vina Nu merge instanțelor instanța în dacă teren să măsoare. exact, nu este vina părților sau a persoanelor care nu aduc realitatea acolo În în dosar, dosar. corect. Nu putem să. Au fost făcute tot felul de greșeli de genul ăsta. Oameni care au terenurile, vă spun, s-au petrecut și drame, chiar au oameni care au terenurile. Doar, eu știu, la registru agricol sau în acte de proprietate foarte vechi de la autorilor și cu toate astea sunt luate de alte persoane și foarte greu pentru că o hotărâre judecătorească înseamnă autoritate de lucru judecat, înseamnă că nu mai poți să o ataci, înseamnă că nu ai fost parte, tu ești un terț și nu ai ce să cauți, trebuie să justifici un interes într-o. Deci sunt foarte multe situații care au generat chiar drame, bani cheltuiți, sunt oameni care se judecă de 10-20 de ani pentru un petec de teren. Acum, sigur, ce observăm la noi este că e o dragoste nemăsurată pentru teren, doar din punctul de vedere Al al deținerii. documentelor și al deținerii, da. Când e vorba să-l muncim, mai Da, pe puțin cuvânt, important. am văzut, deci sunt în stare să-și dea cu sapa în cap pentru o palmă de teren, dar Tot mă uită să-l hectarele stau în muncească. spate nemuncite. Acum, na, sigur, nu e o regulă, ne Da. mai punem. O altă situație pe care am întâlnit-o și care este așa mai deosebită este cea în care, pe vremea lui Ceaușescu, așa cum știm, nu puteai să deții teren decât prin moștenire, să devii proprietarul terenului prin moștenire, iar ceea ce deținea erau cei 250 de metri pătrați fără să ai documente de proprietate. Ei, s-a întâmplat ca fiind, eu știu, trei frați, cinci frați, la dezbaterea unei succesiuni, deci când părinții lor au murit, unul sau doi să renunțe în favoarea celui mai mic sau eu știu Cum s-au înțeles? cum au fost obiceiurile prin zone, că cel mai mic rămâne în Rămâne în casă, casă și... noi ceilalți, mai ales că erau pe unde erau plecați, n-au mai avut pretenții. Ei, a venit Revoluția și S-au trezit cu mai mult pământ, frații. s-au trezit că trebuie să formuleze o cerere și să ia pământul autorilor. Au făcut cerere pentru toți, iar când a fost să partajeze, după ce au primit terenul, cei care au renunțat n-au mai avut niciun drept.
Și toată lumea a venit, păi cum, că eu am renunțat doar la casă. Ei, cine renunță la ceva, renunță la tot. Este un principiu al indivizibilității moștenirii. Deci dacă ai renunțat la ceva, ai renunțat practic la toată moștenirea. Nu poți să renunți la unele și să primesc altele. Păi da, dar dacă, de exemplu, s-a renunțat în timpul vieții părinților, da? Nu, vorbim de moștenire când au murit, după ce au murit, nu. A, vorbim de, dacă renunțarea s-a dezbătut la succesiune, deja taxa. Renunțarea la moștenire, știți? Da, acolo unde nu se dezbăduse încă taxa, acolo nu, acolo nu, merge înainte dreptul. N-am nicio legătură, nu. Am înțeles. Deci au fost situații în care cei care au renunțat la casă pe vremea lui Ceaușescu în favoarea unui frate n-au mai putut să ia teren după Revoluție. Dacă părinții deja, adică dacă taxa deja s-a dezbătut, s-a dezbătut oficial. Pe vremea lui Ceaușescu. Și foarte multă lume a zis, ok, păi de ce? Eu am renunțat doar la casă. Nu, dragi telespectatori, dacă ai renunțat la ceva, nu mai ai dreptul la restul. Și dacă unul dintre frați sau invocă această excepție, cum că nu mai aveți calitate de moștenitor întrucât ați renunțat pe vremuri la ceva din moștenire, nu mai puteți primi la nimic. La ce se presupunea fost atunci că era partea ta, da, din moștenire? Da, da, da. Nu s-a știut că peste ani o să se, o dea, să se dea pământurile înapoi. Normal, instanțele, nu știu, ar fi trebuit să treacă, ar fi trebuit să creeze o practică din asta în care, dar din păcate nu. Am avut multe situații în care au rămas fără niciun petec de teren persoane care au renunțat pe vremuri la moștenire. Da, deci asta ar trebui situație să precizăm, regia, pe burtieră, pentru că este o informație foarte importantă și pe care puțin o știu. Deci cine a renunțat la dreptul de moștenire pe vremea comunistă, pe vremea comunistă, nu mai are dreptul să primească din nu mai are dreptul care să nu mai poate să-și ceară drepturi la retrocedarea exact terenurilor autorilor. Drepturi la retrocedarea ar fi bine să reluăm fraza. Deci care este fraza? Da. Nu mai poate să ceară retrocedarea terenurilor deținute de autori. Foarte important, da, într-adevăr. Este, deci nu e foarte corect. Nu este corect, dar din păcate este. Deci eu am avut chiar o speță. Este o clientă dragă mie pe care am ajutat-o. Venea dintr-un alt oraș. Și a venit la un moment dat și mi-a spus că vrea să ia terenul pe care l-avea un frate al ei să-l împartă. I-am explicat că nu se poate, că știu că asta e practica. Nu m-a crezut, bineînțeles. O colegă i-a zis, hai, vino că se poate. Nu m-am supărat, că știam care e soluția, că dacă asta e practica, nu. Și femeia da, s-a așa judecat. Prevede și legea sau doar e practica sigur judiciară? Că, da, și legea. Așa sigur prevede că, legea. Da. Deci principiul moștenirii este că unul din principii este că este indivizibilă. Deci nu poți să accepti ceva. Păi ce-ar fi, gândiți-vă ce-ar fi dacă lumea ar accepta doar activul, nu și pasivul. Tu trebuie să accepti. Poate să vină, moare cineva, îl moștenești și afli după 5 ani, 10 ani că de fapt avea și nu știu ce datorii, eu știu pe unde. Zic că alea se mai și prescriu, dar zic ca idee. Ești obligat să le... Dacă ai acceptat ceva, accepti tot. Ai renunțat? Ai renunțat la tot. Poți să câștige, să fii câștigat ăla la loto, nu știu pe unde, și să-i vină banii pe nu urmă. Mai. Ai renunțat. Și la gata. Toate drepturile. Da. Și bineînțeles că doamna despre care spun s-a judecat vreun an jumate, doi, bineînțeles că soluția a fost aceea, dar a fost târziu când și-a dat seama că eu n-am vrut chiar să-și mai cheltuiască banii, n-am vrut să... Cam asta e, a fost supărată, da, asta e. Da, adevărul deci, că e importantă și seriozitatea oricui care
face niște servicii de orice fel și care nu trebuie să-i promită omului doar ca să ia Hai, banii, da. Adică că rezolvă, mai ales când știe că legea că prevede practica, altfel. da, și practica e clară, ce să mai, adică e, nu știu cum să spui, da, vedeți, nu toată lumea, clienții nu știu și spun, domnule, ia avocat, dacă mi-a zis, înseamnă că bine că au fost și situații în care când nu te aștepți la vreo șansă, se câștigă procesul sau invers, când ai toate. Bine, asta e în funcție de dosare, de probe, nu putem Nu putem să să le... comentăm Da, corect. soluții. De ale instanțelor. Da. Da. Aș vrea să vorbim puțin și despre aceste terenuri din minerit, pentru că au fost o perioadă, mai ales atunci când s-au făcut retrocedări în fața excavatoarelor, cum spuneam noi, și scriam și chiar am avut la un moment dat harta unei cariere, cred că chiar la Motru, în care efectiv în gura excavatorului erau numai persoane importante. Întâmplător, toate au avut proprietate exact acolo unde urma să retrocedeze, unde urma să intre cariera, unde urmau să-și primească niște despăgubiri frumoase și întrucât un hectar de pădure, dacă nu mă înșel, costa 1 miliard, oamenii se duceau, luau salcâm, unii, nu toată lumea, să nu generalizăm, se duceau, luau salcâm gratuit de la direcția silvică sau luau ceva, niște pomișori, niște bețele, înfigeau în pământ, după care primeau despăgubire pentru creșterea care ar fi urmat să o aibă arborele ăla dacă n-ar De fi la un venit an la excavatorul. 15 ani, da, Exact. știu, da. Și ce știu, că mulți oameni ni s-au plâns și în Fărcășești și în Motru, că în timp ce ei tot căutau să-și primească terenurile înapoi, întâmplător luau alții exact acolo unde ați avut spese de genul ăsta Da. ca să fie împroprietăriți alții pe terenul lor. Asta Multe, nu? e, de aia și ajung la instanță. Majoritatea Da? litigiilor sunt de genul ăsta, dar în ceea ce privește aceste despăgubiri date de CO, este foarte multă lume care profită de faptul că activitatea trebuie să continue și care exagerează. Deci credeți-mă că exagerează, adică este ca și când vă spun că tocul meu de ochelari valorează, eu știu, vreo 25 de milioane, 2500 de lei. Dumneavoastră o să-mi spuneți, domne, trebuie, am nevoie neapărat, dar e logic, nu face banii ăștia, adică nu pot să exagerez, ar însemna că, ei, cam așa s-a întâmplat. Și foarte multă lume a și primit ce a cerut, iar alții n-au primit nici măcar minimul ăla. Știți, am avut foarte multe situații în care a fost evaluat la, eu știu, circa 20.000 de lei, 30.000 de lei un teren. Erau reale și cu tot, adică oamenii chiar stăteau în case care aproape se dărâmau pe ei, cu apă infiltrată, cu boli de plămâni, cu asta și cu toate astea au fost respinse acțiunile din diverse motive, nu neapărat. Iar foarte mulți au primit bani în mod exagerat. Acum știți că a apărut legea în care Pentru pentru utilitate publică, exact. despăgubirea pentru utilitate publică. Dar ce n-am înțeles eu, am mai spus asta, nu se aplică decât zonal. Am înțeles că doar în regiunea Jilț se aplică deocamdată. N-am prea înțeles de ce, doar acolo, dar oricum este un lucru bun, nu pentru că, adică dacă este o justă și dreaptă despăgubire, e E perfect, normal să pentru că fie și e același preț la normal, toată și lumea. este normal, adică nu poți să, că până la urmă, vedeți, astea toate sunt într-o ordine, ca să zic. E vorba de oamenii care lucrează acolo și își întrețin familiile, da? Sunt
Nu poți să te așezi în fața excavatorului și să spui nu, uite, mie dacă nu-mi dai nu știu cât nu face, Luna de pentru pe că, cer, exact, pentru eu nu că plec. astea trebuie să fie niște despăgubiri reale și în concordanță cu valoarea. Deci, Nu scurt, e nu normal să există. negocieze fiecare cu dita mai instituția Da. sau Și în plus, societatea? da, și în plus cer angajări, să angajeze 2-3 copii, nepoți, fiini sau eu știu ce, Nu numai că să cer, dea și li în se și altă. dă. Da, păi sunt într-un fel nevoiți. Pe de altă parte, am înțeles că nu au fost și oprite activitatea și toate cele anumite zone în care chiar nu s-au înțeles, adică s-a exagerat. E o chestiune, zic eu, în primul rând și de bun simț, așa, să rămâi în normalitate, să nu vrei mult mai mult decât Da. face. Chiar îmi amintesc un caz, era un domn la Negomir care rămăsese singurul din toate casele care se strămutaseră, deja familiile se strămutaseră și el era hotărât să stea acolo. El nu pleacă și nu pleacă, am vorbit cu el, prietene, zic ăștia, bă, i-am făcut casă la vârți. I-am băgat nu știu câți bani în cont, la dispoziție. Vedeți, El da. nu, că el nu pleacă de aici. Și vreau să vă spun că nu știu dacă el sau sora lui au murit pe Pe băncile tarla. instanței, judecându-se și neacceptând, nu știu dacă el sau sora lui, nu mai contează doar ca idee. Și eu l-am întrebat, frate, dar de ce nu ți iei banii ăia? De ce nu te muți acolo în casă la vârți? Îți place să stai în groapa asta în Negomire? Era deja carieră în stânga, haldă în dreapta. Urlau motoarele alea și el stătea acolo. Își făcuse o covercă într-o pădure, de fapt. Că el de acolo nu Da, pleacă. Dar eu de aici nu plec. Și s-au judecat, deci unii într-adevăr aberează. era Acum, sănătos eu sunt de sau? acord cu dragostea asta pentru palma de pământ pe care ți-a lăsat-o bunicul. E normal să te simți bine acolo la tine, unde știi tu că îți amintești pe unde ai crescut. Dar, din păcate, aceste caverne care Exagerări sunteți, se da. creează pe teritoriul județului Gorj pentru că avem cărbune, cât o mai fi și cât o mai exploata, asta e situația. Dacă vine cariera, trebuie să te muți, că Să știți așa că, prevede legea, da, să până la știți că urmă, și interesul comun și da. public. Regula era ca acolo unde terenurile sunt în perimetru minier și mai mult decât atât au fost afectate de lucrările subterane făcute pe vremuri, să nu fie retrocedate. Adică să se dea teren în altă zonă, pe un alt amplasament. Pentru că odată ce îl dai omului deja deteriorat și fără a putea fi folosit, este normal că acțiunea e gata în instanță sau pretențiile sau e firesc într-un fel, dar regula era să nu se dea titluri de proprietate în zonele, pentru că CO are niște proiecte de redare în folosință, deci până nu le redă și redările astea se fac și pe suprafețe mai mari, nu poți să redai câte o bucată, deci ei aveau niște proiecte ale lor care ar fi trebuit, sau niște etape, mai bine zis, în exploatare, care ar fi trebuit respectate. Deci, până când ele nu închideau exploatarea efectivă și până nu îl pregăteau și redau terenul, nu trebuia să se dea titlul de proprietate pe zona respectivă. Deci așa. De exemplu, că tot vorbim de redarea în agricultura terenurilor care au fost folosite. Există acolo, lângă Motru Halda asta de la Cătunele, știu că de ani de zile chiar am fost la a doua cultură, cred că de grâu sau nu știu ce au pus acolo pe Haldă. Nu mai știu. Cred că grâu, da. Până la urmă au pus grâu, dar în primele culturi care urmau să fie incorporate a fost altceva, după care chiar au pus grâu și l-au și cules. Dar știu că domnul primar de la Cătunele chiar invoca faptul că, uite, se tot întârzie redarea în agricultură și faptic și scriptic a Haldei Cătunele
Și oamenii așteptau să-și primească și titlurile și nu le-au primit până la urmă. Nu știu Asta, acum, cred da. că nici până acum nu Asta s-a este un alt rezolvat. aspect, că nimeni nu face la timp ce trebuie făcut. Știți că Da. așa este. În Motru am văzut că în zona Leurda se lucrează deja la redarea în folosință, în zona în care mina subterană a creat dezechilibre, ca să zic așa. Acolo se lucrează, convers minul cu niște firme cu care au subcontractat, lucrează pentru redare. E un proiect mai mare din câte am observat, dar în alte zone n-am auzit să fie și instanța a fost obligată să despăgubească pe cei care, tocmai pentru această întârziere din partea lor, a fost obligată să despăgubească pe proprietari, pentru că nu pot să lași omul așa fără să-și folosească în mod exclusiv și absolut proprietatea, așa cum spune la carte. Asta este motivul pentru care s-au. Deci, n-au făcut la timp din lipsă de fonduri. Când auzi, la noi nu sunt bani. Nu sunt bani pentru nimic. Și atunci au fost obligați să scoată totuși bani de către instanță. Că i-a scos CEO-ul, că i-a scos ministerul. Deci, cineva a scos banii și cred că era mult mai corect dacă își făceau niște proiecte așa normal, natural și le redau și atunci ar fi economisit cu mult mai mult, dar până la urmă, da, e problema lor. Da. O altă problemă importantă este că tot spuneați că poate sunt cazuri în care n-ar trebui retrocedat terenul. Sunt acele situații în care prevede legea că nu trebuie făcută retrocedare, ci despăgubire. Da. Și aș vrea să știu, și sigur și telespectatorii noștri ar vrea să știe, câte despăgubiri s-au Aia. acordat la legea 10, de exemplu, pentru proprietăți, că era. Zice, te trec în anexa. Ce Exact. anexă e aia, că nu mai Era știu. 34, Așa. 24, De 39, ce nu-ți dau nici nu pământul la mai. te trec în anexă? O ies, o să mă aflu pe un tabel. Sunt Da. bun. Să știți că S-au am dat rămas în fază despăgubirile. de tabel. Eu Da? nu știu. Ba, am auzit zilele trecute că de la fondul proprietatea cineva ar fi primit o sumă de bani, dar mă rog, în niște condiții neelucidate, adică prin niște persoane care se ocupă în București special de asta. Dar în rest eu n-am auzit. Dacă e cineva care a luat bani Să ridice mâna. să ne dea și nouă un semn că Să ne dea un semn. eu chiar am evitat cât am putut în demersurile mele să fac clienții să accepte asemenea Variantă. variantă, cea cu anexa. Da, e o listă care cine știe pe unde zace. Deci chiar nu știu dacă cineva știe sau a primit să spună. Da. Dar zilele trecute am auzit pe cineva, o clientă a venit la mine să-mi spună că printr-o persoană de la București au reușit Să obțină să despăgubiri obțină pentru proprietăți. despăgubiri la fondul proprietatea. Avea obligația să plătească un comision foarte mare din bani atunci când îi ridica. Erau trei persoane pe o retrocedare din asta de bani. Una a plătit comisionul, două nu. Vreau să vă spun că persoana care a plătit stă bine mersi, la cealaltă, celelalte două au avut o acțiune în București la o instanță în care s-a dispus întoarcerea executării fără să aibă nici o altă. Am rămas Surprinsă. surprinsă O de asemenea. textul de hotărârii. Deci s-a dispus pur și simplu întoarcerea executării și au fost, acum ăia sunt executați, le se iau toți banii înapoi, pentru că pur și simplu pe o explicație de genul fondul proprietatea nu trebuia să facă plăți
Din lipsa de bani. Ah. Și deci de vreme ce s-a făcut plata, înseamnă că n-a fost o lipsă de bani, e clar. Și dar ca să iei bani înapoi. Toți. Da, și ca să iei bani înapoi, deci este șocant. Acum a venit femeia în sfârșit. După dar ce cheltuise banii. Bineînțeles, bineînțeles. Deci au făcut oamenii o căsuță, o asta, și pentru că ăla tot insista și nu și-a primit partea care era ceva de genul vreo 60.000 de lei, 70 la... dintr-un miliard jumate fiecare, deci 150.000 de lei, 60.000 trebuia să... Adică jumătate. Aproape. Aproape, da. Da. Comisionul de bună execuție. Da, de bună execuție. Bine, discutăm așa și ne permitem să spunem asta pe motiv că, na, e în București situația, nu, dar e de... e tristă. Chiar șocantă. Deci e tristă, vă cuvânt, m-am uitat. Sunt niște oameni simpli, niște oameni care au avut... ce se întâmplă? Au avut terenul într-o zonă unde există o școală. Deci e clar că nu se putea retroceda. Deci, și atunci au fost înscriși acolo la fondul proprietatea că vor primi cândva. Și trei au primit. Deci toți trei au primit. A rămas cu banii și doi nu, că n-are fondul n-au proprietatea dat, bani. Da, 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 da. Deci în aceeași acțiune n-are, au, fost, da, de, da, i-a dat. Au primit, da. I-a dat și i-a luat înapoi, că de ce a dat? Că când de n-avea. Fapt în regula era ca în perioada aia să n-aibă bani. Deci nu, e așa, da, în sfârșit. Și ce se întâmplă dacă oamenii, na, au terenurile ocupate? Ce pot să facă? Că iată, fondul proprietatea nu are bani. Și așteaptă, rămân pe anexă. Așteaptă pe anexă. Până o să aibă. Asta este la noi. În primul rând, nu există un respect pentru persoană. Pentru drepturile pentru omului. Drept. Da, asta face parte. Deci drepturile la noi, în primul rând, foarte multă lume nu-și cunoaște drepturile. Dacă și le cunoaște, nu știe să le ceară și nu vrea. Nimeni nu răspunde pentru nimic, pentru că iată și comisiile locale, dacă ar răspunde pentru întârzierele astea, dacă pentru toate, deci atâtea cheltuieli pe care le fac oamenii, nu neapărat de bani, cât timpul, nervii, eu știu, sănătatea, da, sunt da, foarte da. Mulți care, toate astea, dacă le-ar plăti cineva, pentru că de fapt sunt greșele ale comisiei, nu, multe, or fi și situații în care te judeci fără să fie neapărat o greșeală, dar majoritatea sunt litigii generate de greșelile făcute, de retrocedări abuzive pe amplasamente care nu erau, adică totul a fost dat așa aiurea și acum încercăm să facem o ordine, dar e foarte greu, că ordinea nu o poți face decât tot prin acțiuni, prin fiecare să treacă pe locul lui, nu se mai poate că s-au dat, vă dați seama, e o nebunie. Și lumea ce să facă? Suferă, unii mor, fac infarct, alții așteaptă, alții... Nouă ne spunea cineva acum câteva zile la telefon, la emisiunea de dedicații, zice, domnule, aseară nu v-am prins... O persoană care sună frecvent la dedicații și mi-a crescut glicemia. Da, de ce? Deci suferă că n-a putut să sune în direct la emisiunea lui Gigi Vasile. Da, păi să ia pământul fratele da, meu. Da, da. Pe nedrept. Da, sau să că... vadă cu ochii cum el se luptă pentru pământul lui și îl primește altcineva. Cum s-a întâmplat la cariere, de exemplu. Da, da. Sau... Deci oameni care au dat... și-au făcut dosarul pentru retrocedare, n-au primit, au tot fost amânați. Da, da, da. Și în timpul ăla s-au dat terenurile altora. Altora, da, da, da. E fără cuvinte. Că nici nu era regula aia cu vechiul amplasament da, în acea perioadă. E fără și atunci... cuvinte, da. Ce să mai... Trebuie să... Vă dați seama, pentru fiecare dintre noi, pământul e un element de stabilitate. Nu da. E locul unde, ca să nu mai vorbim de energia locului în care ești, care trebuie să fie în concordanță cu tine. Deci e o dragoste din asta strămoșească pentru cei al tău, că o casă o faci tot pe un pământ. Dacă nu-l ai, nu... Și mai e o problemă, că dacă n-ai pământ și n-ai casă, plătești chirie.
Exact. Deci e și o problemă și economică, s-ar dacă putea stai să să te gândești. întâlnești pe cineva care ți-a chirie cum sunt ăștia cu despăgubirile la CO, adică mult mai mare Exact. decât face. Într-adevăr. Da, E este o dureros ce se problemă. întâmplă și, din păcate, există funcționari care au grijă să facă favoruri. Din păcate, există. Sau nu fac ce Sau trebuie nu fac ce trebuie. Păi e de și. ajuns să trimiți omul înapoi, să-i spui că nu se poate sau că nu e persoana care trebuie sau că mai trebuie o hârtie. Clar, dacă mai trebuie o hârtie, trebuie să o aducă. Asta nu se pune problema. Da, e complicat atunci când nu își face fiecare treaba așa, în niște termeni, în niște limite, ca să zic așa. Adică nu pot să. Dar asta este pentru că nimeni nu răspunde pentru ce face sau ce nu face. Știți că dacă, de exemplu, am întâlnit situația când am fost rugată să nu depun în instanță cheltuieli de judecată că primăria nu are bani și mă ruga să nu plătesc. Păi, nu avea bani primăria, nu e nicio problemă. Dar primăria trebuie să se îndrepte împotriva funcționarului care a greșit, că ăla are bani, ia un salariu. Și atunci mi se pare normal că dacă Și s-ar trebuie pedepsit proceda, pentru ce a dacă, făcut. exact, și dacă s-ar proceda așa, de ce să plătească primăria? Că primăria suntem noi toți. Corect. Dacă s-ar proceda așa, să vedeți ce atenție ar fi atunci când și-ar face Când un munca. angajat își face sau nu își face treaba sau și o face cu Exact. rea credință. Da, și ăla ar fi atent, nu ar mai face-o așa, știind că, măi, poate plătesc pentru, de ce să-i plătesc ăla? Eu am de-o vreme cel mereu cheltuieli de judecată și mi se acordă. Adică nu mie, se acordă că e normal, partea care cade în pretenții trebuie să plătească. Ori atunci când te judeci cu comisia locală și cu. De obicei, întâmpinările de la Comisia Județeană spun așa: nu suntem noi de vină, comisia locală n-a făcut, deci să nu fim obligați cumva la cheltuieli de judecată. Da, și e normal că atunci cheltuielile le suportă cine a greșit, respectiv comisia locală. Avem un mesaj care spune: am depus cerere la primărie de 3 luni și nu am primit niciun răspuns. De altfel, noi chiar avem un mesaj public pe care îl difuzăm cu legea 544 a dreptului Dreptului la de informare, la mă rog, nu mai informare, știu exact cum se numește ea, și liberul acces la liberul acces la la informațiile publice, informațiile exact. publice, da. Și se știe, sau nu toată lumea știe, dar și dacă se știe, nu se respectă de multe ori, e răspunsul în 30 de zile, da? Obligatoriu. Și cu toate astea sunt foarte multe instituții care efectiv ignoră chiar. Deci, bun, oamenii poate nu știu că au dreptul ăsta. Dar și cei care știu și invocă această lege în cerere, Tot nu primesc deși niciun. n-ar trebui să o invoci, Că e aia trebuie clar, să o se sub. Da, știe da, da, se autoritatea respectivă. subînțelege, da. Să nu răspunzi nimic unui cetățean ani de zile? Da, dar ne spune spotul nostru de promovare a legii 544 că ai voie să-l dai în judecată, frate. Da, păi Ai este. voie și ce Nu, face nu, instanța în cazul este, ăsta? da. Păi instanța. Obligă instituția să dea răspuns Exact, în cetățeanului. funcție de ce anume dorește cetățeanul, că sunt tot felul. Da, e obligă, dar de ce să ajungem la așa ceva? Pentru că a promova o acțiune în instanță înseamnă bani, înseamnă timp, Timp, înseamnă atâția deplasare. oameni puși Corect. de la grefieri, judecători, adică de ce? Când totul se poate rezolva în mod pașnic și rapid. Asta este ideea, adică fiecare să facem. Acum mai ales există o procedură scrisă înainte de a primi un termen în instanță, e o procedură scrisă care presupune hârtii trimise, corespondență, Confirmare cu. de Exact, de ce? primire. Pentru când lucrurile se pot rezolva mult mai simplu, nu? Dacă fiecare și-ar face treaba, iar ajungem la E aceeași. adevărat, dar părerea mea este că nereacția, să zic așa, ca să inventez un Da. termen a unei primării, nu este lipsa de a
intenție a unui Este lipsa funcționar, de răspuns. ci este lipsa de răspuns De ce care să răspund la asta? primăria o face în sine, nu funcționarul X, zice, nu răspundem. Și pur și simplu primăria nu are obiceiul să răspundă ca instituție, pentru că mă îndoiesc că omul ăla, după ce n-a primit răspunsul, nu s-a dus și la primar. Dar au Da. fost primari, de exemplu, uite, să vă dau un exemplu, primarul de la Plopșoru se povestea în emisiune că l-am întrebat, li s-a închis o carieră și el susținea că, și susține în continuare, că acea carieră avea viață lungă, pentru că omul era inginer minier și știa foarte bine, dacă nu mă înșel, chiar lucrase chiar la acea carieră, știa că există rezerve de cărbune, că s-au făcut investiții și că de aici înainte urmau să iese banii și când se iese banii s-a închis cariera. Bine, mai ieșiseră, dar abia acum a intrat bine pe producție. Așa spune primarul de la Plopșoru. Eu nu sunt expert în ale activităților de genul ăsta, dar omul așa spunea și zic, domnul primar, da, măcar dumneavoastră ca edil local și păstor al multor oameni, ca să spunem așa, ați făcut vreo adresă către aceste instituții care, eu știu, Consiliul Județean, Prefectură, Minister, CEO, că toată ziua vă cheamă la discuții, la negocieri de diverse. Da, am făcut. Și m-au sunat și m-au chemat la discuții. Dar vreun răspuns oficial scris v-au dat? Nu. Iată, dacă o primărie nu primește un răspuns de la CEO, ce pretenții să mai avem la bietul cetățean să primească de la primărie? Da, Oarecare. și eu am făcut pe cabinetul meu de avocat diverse adrese pentru a obține informații care sunt legate de soluționarea unor dosare și la care, din păcate, n-am primit răspuns. Ca și cabinet de Da, avocat. cabinetul meu de avocat, deci. Pentru clienții pe care îi aveați, Da, practic. sigur, dar e o normalitate, adică. Și pe de altă parte, dacă tot a venit vorba de primării, zilele trecute m-a sunat cineva de la o firmă mare de accesare fonduri europene din București, care mi-a spus că primăriei Motru i-a trimis o hârtie, o scrisoare în care intenționează să facă niște proiecte care privesc economia de energie termică și deci niște proiecte foarte frumoase și, mă rog, pe bani frumoși europeni și la care n-a primit niciun răspuns. Poate n-au Și trecut 30 de zile. cred Au trecut, nu? că au trecut mai multe, dar totuși ar trebui să le răspundă cineva, că știu că acum, na, e mare zăpăceala ce-o fi și pe acolo, dar trebuie să răspundă pentru că sunt niște persoane care au legătură cu Motru, legătură sentimentală, sunt plecați de pe aici, de prin zonă și chiar vor să facă ceva pentru oraș. Și am zis, ok, o să-i anunț, dar uite, pe calea asta le-am și transmis să vadă ce scriu acolo. În primul rând să scrie și apoi să vadă ce. Da, da, și să și răspundă Să și răspundă, că da. sunt în. Pentru Da, că asta e de bine, e o e de bine. ignoranță, nu? Dar e o ignoranță din partea instituțiilor publice. Atât ne ignoră pe multe dintre ele, să nu zic toate, că rar se întâmplă să zică un om, da, domnule, uite, am trimis la nu știu ce instituție o solicitare și mi-au răspuns în scris, în termen legal. Da, dar să știți că sunt persoane care se ocupă. Nu poate să știe primarul tot ce se întâmplă într-o. Bine, mai e și aia chestia aia că semnez ca primarul, dar nu cred că au trecut hârtie. Deci, nu. Sunt persoane care se ocupă, alea trebuie să facă cunoscut. Nu poate o singură persoană să știe absolut tot ce e acolo, să mai și răspundă și ce mai vrea. Nu. Deci, sunt persoane care se ocupă special de asta și care trebuie să dea curs Solicitările solicitărilor oamenilor. care vin. Nu contează Da, de uite, la cine. poate Răspunsul, degândim da. ca temă și pe legea asta. Răspunsul poate fi și negativ sau poate fi oricum, poate fi Dar să neutru, fie. dar să fie. E un răspuns pe care un om îl așteaptă. E ca Corect. și când te adresezi cuiva și nu-ți răspunde nici la. Da, nu e ok. Suntem la finalul emisiunii, ca și concluzie, sunt încurcate căile domnului. Am rezolvat problema, adică am constatat că sunt încurcate.
Dar cu siguranță cetățenii trebuie să fie perseverenți și să-și Da. continue să-și ceară drepturile. Da, și în general sunt foarte, foarte mulți care n-au primit nici măcar proces verbal de punere în posesie. Poate că lucrează terenurile pentru că știau că l-au lângă Costică sau Mitică și s-au dus acolo la teren. Dar sfatul meu este ca în situația în care nu li se eliberează în mod nelitigios titlul, să promoveze acțiuni ca să-i obligăm să deschidă, să facă cât mai repede lucrurile astea, pentru că este în folosul nostru, al celor care deținem terenurile sau, mă rog, am formulat cereri și nu al lor. Ei n-au Corect. niciun interes să Corect. rezolve cât mai repede problemele. Noi îl avem. Noi cei care suntem proprietari sau trebuie Sau să trebuie să redevenim. devenim, da, să redevenim, așa e. Doamna Camelia Stanciu, avocat, a fost invitata mea astăzi în emisiune. Vă mulțumesc mult pentru prezență și sper să ne revedem. Da, mulțumesc Avem și eu. multe de vorbit Da, și pentru. dacă se dorește o anumită temă, să o discutăm, chiar asta cu Cu mare mare drag, drag, telespectatorii ne pot contacta, ne noi propuneți. răspundem, Păi da, ne trimite SMS pe SMS-ul afișat acolo, noi avem transparență Exact. totală, Da, răspundem la sigur. oameni pe Facebook, pe pagina emisiunii, trimiteți întrebări și ne pregătim pentru o temă viitoare. Mulțumesc pentru prezență, la Mulțumesc și revedere! eu. La revedere La și noastră, dragi revedere. telespectatori!